Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou episod de My Career. Hai să vedem ce vom face aici cu The White Family. Ăștia sigur o să ne joace în picioare. Sper că nu o să mai am acum intro-ul de la... Ba, se pare că trebuie să am din nou intro-ul de la Raw, măcar nu mi-au copyright pe imaginea asta de la joc. Bine că am dezactivat melodiile alea, că deja... Bă, și cred că am uitat să dau mai încet jocul iarăși. Nu mă refer la muzici, mă refer când vorbesc comentatorii, când urlă publicul. În fine. Sunday, so stay tuned. Look at this card. I just got to rub my hands together and smile. Bun, se pare că suntem aici în backstage. Hai că scoți ce... Opa! Paul Heyman! Ce chilie are! Bine că măcar auzim vocea lui ăsta. Ok, ne-a venit Paul Heyman să ne salte. E interesant Paul Heyman de noi. Ma, dacă devin un Paul Heyman guy, m-am scos. Bun, hai, încarcă-l-o. Bun, ce urât era Strowman înainte, până se tundă. Wyatt, oricum e urât Bray Wyatt. Păi, dar caracterul ăsta nostru chiar e destul de sexos. Ok, hai să trecem atunci la match. Erau tastele că nici nu mai știu. Ok, așa. Și deja ne-a luat și ne-a aruncat. Auci. Treci-mă jos. Așa, faci și un taunt micuț. Și... Opa! Ah, ce mi-a întors. Ok, m-a scos din ring, nu-i bine. Too late. Ah, ce pumea. Too fast. Hai că m-a demagit ceva. Nasol că eu nici nu vreau să fac tag-ul. Ia ce avem aici? Mi-a întors iarăși. Văd că suntem cam de la egal la egal cu Bray Wyatt aici. Too late. Și cam mă cam domină. He's on the defensive here. Headed into this match, he and his partner look extremely confident. Yeah, I'm fighting shit down top, man. Okay, hey, Cam, it was inside the ring. All this time, the outside doesn't appear to be doing him any good. Oh man, I'm certain he came into this match knowing it would not be a cakewalk, and that one hurt his hand. Treci-mă jos. Bray Wyatt on the defensive. But not for a second do I expect. Ia să încercăm să câștigăm așa. Nine. Ia mă, fă un taunt. Ten, hai că i-am bătut. Ne, dacă era cu pin sau ceva, n-aveam ce să le fac, pentru că au overall mai mare ca mine. Ăștia și mai am și pe handicapatul ăla după mine acolo. De fapt, publicul se uită la ring, deși eu l-am acolo. Meci slab. Da, da, bun. În fine, am câștigat prin count out, dar n-aveam ce face împotriva Amundura Marzul Strowman ăla. Mă jucam în picioare, nu știa vrea să fac tau cu mă. În fine. Și acum trece la următorul eveniment sau... Bă, a fost interesat cum a venit Paul Heyman interesat de noi. Haide la SmackDown. Cu cine avem match? Cu Breeze Dango. Hai mă, că cu ăștia nu mai fac așa. Hai să mai... Sau... Ia, pot să-mi lua pe aici, zice de mine ce am bold. Aha, deci văd că eu sunt așa mai mult înspre face. You cannot select așa until you have one last champ. Deci trebuie să am neapărat un titlu ca să fiu cu ăsta.
Și am put a 5-star match. Un meci de 5 stele. Hai să încercăm un meci de 5 stele atunci. Bun, să înceapă meciul acum cu Bruce Dango. Și bine că primesc mesaj. Bine că a trebuit să primesc acum mesaj, se audă tonul ăla de mesaj, să mai primesc acum și pe copyright. Să primești copyright pe muzica aia. În fine, hai că am pus pe vibrații să nu se mai audă. Nu-mi place că sunt un om foarte contactat. Nu fac treaba cu ăsta de-l drecu. Ok. Oh, mi-a întors aici Russian leg sweep. Too late. Hai că am întors aici. Sper că nu se aude cum vibrează biroul de la mesaje și opa! Ankle slam. Spock. Hai, vine că nu se ridice ăsta. Ce big boot i-am dat. Ia, poți să mă sui pe coarda a doua. Hai că l-am matici pe Fandango. Ia, îmi întoarce aici. Ia, i-am întors aici. Treci-mă jos. Ia. Na, asta e manevralul ăla lui Cali. Că așa avea el un double chokeslam. A, ce mi-a făcut. Vrei tu să fii Fandango. Trei jos. Din nou. Ok, s-a ferit iarăși ăsta. Hai că eu tot plănuiesc să-l pălesc pe ăla și... Hai că ți-au partenerul la șuturi atunci. Ia să fac și un taunt. Hai mă, ridică-te mă dacă poți. Ridică-te, hai. Ok, mi-a întors aici. Sper că nu face tag. Și, opa, attitude and chessman. Am uitat să vă zic că am adăugat manevre noi. Ce m-a prins aici. Și tot am tendința să mă duc să-l polez pe Fandango. Pardon, Tyler Breeze. Așa. Îi încurc. Au făcut ăștia tag-ul aici, dar măcar am un finisher. Ne, bă, că nu pot întoarce asta și sunt extrem de obosit. Hai mă, ridică-te, Ovidele. Ok, mai am Fandango la picioare. Și am întors aici. Și ceva? Ia, ce finisher am, că nici nu știu. Ia. A, submission. Bine că-i dau acum cu submission-ul. Bine că am apucat să-l demagiez pe ăsta. Ieși, mă, afară din ring. Și, poc, nu a ce s-a ferit. A, m-a prins aici. Bine că tot l-am demagiuit bine pe ăsta, pe Breeze. Ia, deci e pe colț. Stai că îi întorc eu acum. Deja am 3 stele jumate. Hai mă că facem 5 stele. Pentru The Authority și m-a prins. Direct elbow drop. CM Punk avea o semnătură așa, parcă. Așa mă ia la coate. Elbow-uri și... I-am întors frumos aici. Vine nou Fandag Floșc. Măcar am stricat un reversal, nu? Ata al dracu ce a sărit după mine. N-a fost o idee bună, văd. Ia, iar Sisu este apăcor ce vrea să facă. I-am întors, bun. Hai, ridicăm pe ăsta, ne-ntoarce, nu? Ia, opa! Din nou! Poc! A, da, am uitat să vă zic că am mai schimbat ăstuia din manevre. Hai că a încercat ăsta să mă pălească. Fandango, treci încoace. Așa. Hai să facem un taunt. Bun, hai că e bine, dominăm aici. Ne descurcăm de unii singuri. Spook! Ia, din nou îi dăm un submission. Ia mă, ce ăsta? Accolade-ul. Hai că încercăm așa cu submission-ul. Ia, hai că-l face să cedeze, te trezești. Ne, nu mai. Dă-i drumul. El vine Fanda Floș. Îl scoate din nou din ring. Și semnătură. Nu l-am prins. Too late. Hai că i-am întors aici. Opa.
A, bine că n-am dat semnătura. Ok, îmi dă asta cu potul și acum ring escape. N-am ring escape-ul. Hai, punem pinul atunci. Asta e, mă. Eu apăsam pe fân în loc să apăs pe săgeată jos ca să mă scoate din pin. Ia, face și ăsta taunt acum. Trai tu să fii. Mamă, și eram pregătit să dau attitude adjustment. Sper că i-am pus attitude adjustment. De fapt, două manevre am pus semnătură noi, dar nu știu. Păi, degeaba mă și încă ceva am mai pus. Hai, mă, țin apăsat pe ăla ca să ieși degeaba. Ia, ce-mi face ăsta? Leg drop? A, doar îmi dă un picior, am înțeles. Ia că-i întorc acum. Știi ceva? Finisher! A, căcat. Bine că i-am întors lui ce a vrut să-mi dea. Nu știu ce a vrut să-mi dea, dar bine că i-am întors. Cred că pregătea finisher-ul. Că el parcă așa are un super kick ca și finisher. Da, sunt demagiuit complet. Trebuie să fac tag-ul până la urmă, că altă soluție văd că n-am. Ok, i-am întors din nou. Treci mă cu acea atunci Tyler Breeze. Și fiți atenți aici, manevră ce avem. F5! Văd că și sângerăm. Pinu, hai da. Sunt demagiuit complet, vai și mai capă. 1, 2, a ieșit. Ok, mi-a întors ăsta din nou. Ah, m-a prins. Și are finisher acum. Deci n-a fost manevra să-i final super kick-ul. Ok, acum vă cred că era semnătura, nu știu. N-am fost atent ce are ăsta pregătit acum. Hai să-i întorc să fac tag-ul, că e bine că i-am demagiuit pe ăștia. Too late. Ia, iarăși mă calc așa. Ne, eu sunt vai și amar de capul meu acum. Să sperăm că o să facă treabă și timpul ăsta dată. Aoleu. Am întors finisher. Du-te mă și fă pinul, du-te. Dagu, pardon. Bă, nu te mai sui. Așa. Atât, stai aici, stai așa. Hai că mai stau așa să-mi revin, mai fac și un taunt. Ia mă, îl prinde, nu-l prinde, de ce nu? Bă, dar ăsta are doar două reversal-uri. O să stau și să mă uit la ăsta cum își ia bătaie, cât timp eu stau aici și îmi curge sângele pe față. Măcar îți demagiuiță ea. N-am nici comeback, nu? Nu cred. Ia mă, nu-i întoarce niciuna. Ăsta e ciuca bătăi, să-mi bag. Bine că trebuie să lupt cu ăsta pentru să ajung la rankul întâi pentru titlurile la echipe, că de ce nu? Ia, iar îl prinde în manevră. Șpoc. Uitați și voi, ăsta n-a făcut deloc. Aveți... Stai, hai că a dat ăsta un reversal acum. Și... Ia întors și ăsta. Poc, Micino cu driver, cum ar zice Michael Cole. Bine că n-are niciun finisher ăsta. Stai mă. Stai locul tău. A dat reversal și văd că... Stai, opa, hai că... Așa! Bă, ce puțin damage dă. Rope break, serios? Nu vrea să facem tag-ul. Ia, ok, un cot. N-are puțină forță căcățelul ăsta, hai. Căcăcei în production, în încă. Finish this thing, right? I'm gonna say this entire match has been right down
Ok, suete pe coardă. Bun. Stai. Stai. Băga mea și picioarele în Fandango. Taylor Bizz, vină încoace. Iar îmi vibrează telefonul, perfect. Hai mă, ridică-te. Vină încoace, vină încoace. Ce dracu, îi dau pe semnătură și nu i-o dă. Finisher atunci, hai da. Încă un F5. Pum. Binu, hai da. 1, 2, 3, 4 stele, n-am făcut 5 stele, dar ne-am chinuit oricum, am scuipat și pe telefon, perfect. A uitat sânge că avem pe noi aici. Ok, am întors super kick-ul, i-am dat un F5. Ia. Aici mi-a trântit un super kick, a dat ăsta un suplex, i-a mai dat un F5 și asta a fost. Here are the winners. Ok. N-am făcut nici asta de la The Authority, dar în fine. Bă, ideea e că am câștigat două F5-uri. Deja mă crezi maker, dau cu F5, mă crezi Brock Lesnar, ce naiba. În fine, putem interveni ceva? Nu, ok, hai de la evenimentul următor. Match cu New Day. Apropo, am jucat un Royal Rumble și până la urmă, din a treia sau a patra încercare de a-l câștiga, am jucat cu ăsta, cu Big E și cu Big E am câștigat Royal Rumble. A fost fain, n-am ce zice. Kofi, treci încoace. Hai că e bine că stai schiloci. Poate cine știe și-o luat mai mult damage de la noi. Și Spock, treci la podea. Big E, treci încoace și tu. Ok, eu trebuie să fiu așa, să-i damagez Putin câte Putin, cum ar zice Rus. Știți voi, Putin, hai mă că sunteți copii deștepți și drag. Prea târziu? Prea târziu m-am suit. Da, greșeala mea. Mare greșeală că m-am suit atunci apă. Bă, ce tatuaje mișto și a făcut copii pe spate, acum le văd. Da, bine, asta fiind negru nu prea se observă tatuajele. Hai mă, să-mi apară de reversal. Nu i-am întors, serios. Hai mă, n-am putut să dau ring escape-ul. Day Rocks, așa, New Day Rocks. Mi-a întors iarăși? Iarăși mi-a întors. Late. Gata, mi s-a dus o bară din aia și îmi pune și un pin. Nici nu știu ce obiectiv de la The Authority am. Perform două semnături, le pot face. Două semnături, hai. Ok, i-am întors? Nu i-am întors. Au făcut și ăștia tag. Oh, direct cu capul în bocancul lui Big E. I-am pune și pinul. Am ieșit din nou, bun. Ce mă calcă ăsta? Hai că i-am întors, e bine? Treci la podea tu, marele E. Încă o dată. Mă, ce le-au pus la picioare. Ia, mi-ntoarce. Nu, opa, din nou. Double hand chokeslam sau ceva de genul. Punjabi chokeslam, în fine. Cale știu că făcea asta. Mi-a întors acum? Acum mi-a întors, bun. Hai să mai întorc și o dată și să fac o semnătură. Am obiectiv de la autoritate să fac două semnături pentru că de ce nu? Am ieșit la unul bun. M-a pălit. Nu l-am prins în attitude adjustment. Too late. Nici n-a apărut aici, că too late.
Mamă, cât damage mi-au dat. Ia mă ridică. Too late, dar nici nu apare și cică too late. Tornado DDT, o joacă în picioare New Day, se vede că ăștia sunt mai buni. Da bine că tot ăsta mă bate. Arbitre, scoate-l din ring, firar al dracu. Dar nici nu mi-apare să dau reversal-ul, așa. Iarăși n-am putut să dau semnătura. Acum își dă asta semnătura pe mine. Mă joacă în picioare New Day-ul. Toți Kofi. Am crezut că, cred că face de la Tech Finisher. Ăsta mi-e sfârșitul. Ăștia au făcut schimb de manevre, că Big E trebuia să fie așa. Ne, n-am avut ce să le fac. Nu-s prea bune ăștia din New Day. Match cu Chris Jericho. Hai că o să fie fain. Și de ce îmi văd intrare? O să fiu atacat, oare? Ok, o să se întâmple ceva, să înțeleg. Vin eu aici, Bedes și... Roman Reigns, mă atacă Roman Reigns! Ok, sper că mi s-a dus dracu meciul cu... Și nu pot să fac nimic acum. Hai să încerc să-i întorc lui ăsta. Asta e răzbunare, pentru că l-am atacat atunci. Mă gândeam eu că o să se întâmple ceva. Ia, mi-a întors iarăși. Ia, mi-a dat un belly to belly. Vino cu aș dacă ești maker. Iar mi-a întors. Și se pare că mă bat cu ăsta până la urmă. Vrei tu să fii romane. Fast. Ia, iar mi-a întors. O încercat ăsta să mă atace, dar bine, de să înțeleg că îmi crește rivă. A, doar mi-a dat jos aia. Păi și am meci cu el acum, să înțeleg sau? Că aveam meci cu Chris Jericho. Și e gata, am dat cu Superman punch-ul. De unde reversal? With these two guys, we all knew this was going to be an all-out battle. And it looked to me like neither of these guys are showing signs of going away here. Îți faci pe rivalitate cu mine? Pot-o de încoră. Ia, ce încearcă ăsta? Asta nu-i manevra lui ăla lui... Să fiu antenă, să-i întorc finisher-ul, că altfel sunt ca și mort. OMG moment, serios? Ce vrea asta să-mi facă? Leg drop-ul ăla, sunt ca și mort, o să-mi spargă capul. Puc! Azi din reluarea. Spuc! Ia mă, pune pinul. Suplex. Ne, asta cred că o să-mi pregătească, pregătească spirul. Face taunt. Bă, mă distruge ăsta. Să înțeleg că o să am un meci la pay-per-view următor cu dumnealui. Treci mă la podea atunci. Ia, o electric chair, că de ce nu? Hai mă, nu pregătești spirul odată, să ți-l întorc. Să mi-apară să dau F. Ai mă, prea târziu, serios. Nu mă mai ridic, îmi bag picioarele, sunt mort. Așa, uită-te în jur, fii smart 2, n-am ce zice. Fii smart, poi. Dar nu înțeleg, aveam meci cu Chris Jericho și vine Roman Reigns și prea mă bat cu el, se pare. Bă, am rezistat cât am rezistat, dar ce dracului? Să înțeleg că o să crească rivalitatea cu Roman, ok.
Era rar de roman să fie, ok. Păi atunci mai băgăm un match. Mi-am luat o grămadă de bătaie, hai mă că trebuie să... Hai mă, deci să înțeleg că Raul începe în rivalitate cu Roman Reigns, că... Iarăși match cu New Day. Ia, își face New Day intrarea, cam din nou match cu ei. Și intră acum The New Day, din nou avem match cu ei. Cu acești gay. Băga mi-aș picioarele în ei. În fine, nu pot să dau skip, deci urmează să se întâmple ceva, m-am lucrat sigur. Îi atacăm? Nici nu știu. Vine Kofi. Te și pe ăsta. A, run in atunci. Era de trecut. Hai, direct bătaie atunci. Ducem rivalitatea asta la extrem. A, ce m-a trătit ăsta. Bă, da, handicapatul ăsta nu face și el ceva? Oată ce-mi dă marele E. Ia, ce manevram? Ok, pot. Treci mă la podea și tu. Hai mă, ridică-te atunci. Ok, mă pune jos Big E. Asta cred că se duce în ring acum. Mă duc după el atunci. Treci mă la podea, măi, marele E. Și cred că dă reversal acum. Da, dă reversal. Și direct Brainbuster. Mi-a întors Brainbusterul. Ok, că bă, că se descurcă cât de cât. Ăsta. Da, dar bine că ești lumea pare aia de da reversal. Da, ce-mi face ăsta? Too fast. Iar eu nu mai am deloc momentum. A, mai bine lăsa să-mi se mai încarce un pic sau nu știu. Treci mă la podea. Șpoc, faci și bate. Dă-le mă, dă-le mă. Dă că nu dai în mâta. Să fie oare heel turn ăsta? Continuăm, ok. Bun, data viitoare meci cu The Golden Truth. Da, tot locul 5 aici la echipe. Sunt curios ce de ăsta îmi dau. Put on 3 star match or better. Asta pot să fac, în fine. Deci, da, cam atât și cu acest episod de WWE. Sper că v-a plăcut cum am luat bătaie, dar măcar m-am răzbunat pe New Day. Și cam atât. Până data viitoare, ciao les.